văzut că inclusiv în diaspora a luat foarte mult aur peste. Cum a reușit să ajungă în diaspora? În primul rând, a avut niște lideri extrem de activi. Trebuie să înțelegem că liderii aur au fost extrem de activi. Au fost activi pe Facebook, au fost activi în general în mediul online și au fost activi inclusiv în campanie, cum s-a spune, din poartă în poartă. Dar nu la nivel de public general, ci și-au proiectat anumite clustere pe care le-au vizitat, dacă e să o luăm așa. Adică anumite segmente de electorat bine grupate, la care s-au gândit că ar putea avea influență cât să câștige destule voturi. Și probabil că această rețetă a fost urmată și în diaspora. Unde în diaspora știm că sunt, e un vot în bună măsură diferit de cel din țară, dar nu este neapărat un vot de dreapta, de exemplu, sau neapărat un vot așa cum vrea președintele, dacă președintele e de dreapta. Pentru că noi avem și o imagine asupra votului din diaspora, ușor viciată de ce s-a întâmplat istoric în alte campanii electorale. Dar acolo există o zonă de oameni nemulțumiți, de oameni care simt că într-un fel sau altul au pierdut legătura cu țara și dacă știi să-i regăsești și știi unde să-i regăsești și știi să cultivi aceste rețele, mesajul tău poate să ajungă la ei. Și se pare că mesajul unui partid care s-a înființat practic acum, cred că nu e mai mult de un an sau un an și câteva luni, a reușit să ajungă acolo, cu extrem de multă implicare în teren. Repet, nu vreau să intrăm acum în discuțiile privind mesajul, asta chiar trebuie să fie o discuție separată, dar ca și construcție politică, uite că tipul ăsta de a face campanie, de a combina online-ul, Facebook-ul și terenul, efectiv, în absența televiziunii, a reușit să-i propulseze în Parlament cu un scor destul de bun și un scor greu de simțit în sondaje. De altfel de înțeles că a fost un scor greu de simțit în sondaje, pentru că neavând niciun indiciu că acest partid ar fi putut avea un asemenea scor, mai nimeni nu întreba despre ei. Știți, când se făceau întrebările alea cu cine veți vota Exact, dacă nici nu duminică, ei apăreau nu în... apăreau la altele. Exact. Și la un moment dat, în ultima săptămână, au apărut vreo două sondaje care ziceau, mai e ceva cu ăștia, ori să aibă 4-5%, în sensul că e ceva față de alte partide mici, adică din multe răspunsuri altele, cei care spuneau cine, dacă este altul care, da, indicau acest partid aur. Și atunci cineva, au fost vreo două institute de sondare opinii publice, care au inclus până la urmă în grilă și au obținut niște scoruri acolo. Repet, nu e vorba de Au un punct. șanse să depășească USR la scor în viitor? N-am cum să vă răspund la această întrebare pentru simplu fapt că, așa cum v-am zis, deși USR-ul atunci când a apărut acum 4 ani, a avut de asemenea o creștere foarte rapidă. Să nu uităm că el a fost un partid de București și până la alegerile parlamentare a reușit să se extindă la nivel de țară, făcând un efort enorm pentru a absorbi filialele județene, a vedea cum comunică cu oamenii aceia. Știți că și acolo au fost o serie de probleme cu oameni care nu erau cunoscuți. Mă rog, sunt riscurile unei construcții foarte rapide. USR-ul și-a dovedit totuși viabilitatea în acest Parlament și ținându-se cumva de tezele cu care a intrat în politică. Sigur, putem să discutăm și acolo ce s-a mai întâmplat între timp, ce discuții interne au fost și așa mai departe. Deocamdată, în ceea ce privește aur, el are toate avantajele și dezavantajele unui partid nou, făcut foarte repede, construit într-o campanie din aceasta foarte agresivă. Rămâne să vedem măcar primii 2 ani de activitate parlamentară și ne vom lămuri dacă este o construcție viabilă sau nu. Un partid ca PPDD, de exemplu, deși pornise cu un grad de notorietate extrem de bun, am văzut că s-a stins destul de repede, deși intrase tot așa surprinzător în Parlament.